Una din cele mai frecvente greșeli de leadership este să crezi că poți să schimbi comportamentele oamenilor doar prin procedura rescrisă, fără să vezi că normele comportamentale sunt întotdeauna mai puternice decât procedurile. Adică oamenii vor respecta întotdeauna cum știu ei sau cum văd ei că se face mai degrabă decât ce scrie la procedură. Bun găsit! Sunt Andreea Roșca, bun venit la The Vast and the Curious. Invitatul meu astăzi este Adrian Florea. Intuim în momentele noastre bune că ceea ce facem în fiecare moment determină rezultatele pe care le obținem. În viața reală însă, până la 80% din ceea ce facem este automatism. Trăim, la propriu, pe pilot automat, încercând să obținem rezultate diferite. Ceea ce, dacă ne gândim puțin, este oarecum ridicol. Performanța nu e, deși așa credem uneori, rezultatul efortului, ci e ceea ce credem și facem în mod repetat. Acest lucru e valabil pentru oameni și e valabil pentru organizații, care devin o mare agregare a unor obiceiuri individuale și colective. Aceasta este cultura unei companii, cum ne comportăm și ce facem în fiecare moment, și ea determină rezultatul. Când Adrian Florea s-a așezat să studieze tema performanței și a obiceiurilor în organizații, a sfârșit cu 86 de factori. În fapt, dintre ei, sunt doar câțiva care contează. Dacă vrei să schimbi performanța și e valabil pentru oameni și e valabil individual, trebuie, spune Adi, să privești către șase variabile. Cât de clar e ce vrem să obținem, cum se comportă liderii, care e structura pe care construim sistemul, ce componente susțin rezultatele, ce tensiune apare în zona valorilor și ce abilități practice au oamenii. Am vorbit cu Adi despre cum poți produce cu adevărat schimbare, lucrând în aceste șase puncte critice despre de unde vine tensiunea psihologică în care ne găsim adesea la muncă, despre de ce e greu să privim spre comportamentele toxice, despre cele mai frecvente erori de management și leadership și experiența lui personală de a se schimba pe sine și organizația pe care a fondat-o. Conversația noastră reia o idee pe care am discutat-o pe scurt în ianuarie 2023, într-unul dintre cele mai ascultate episoade ale podcastului. Adrian Florea este cofondator al Trend Consulting, una dintre companiile lider în consultanță organizațională și programe de leadership și educație. Acest podcast este susținut de Dedeman, o companie antreprenorială 100% românească, ce crede în puterea de a schimba lumea prin ambiție, perseverență și implicare. Dedeman susține ideile noi, inovația, educația și spiritul antreprenorial și este partener strategic al The de Curious. Împreună creăm oportunități pentru conversații cu sens și întrebări care ne fac mai buni ca oameni și ca organizații. Podcastul Vast Curious este susținut de Arobs, cea mai mare companie de tehnologie listată la bursă. Arobs este o companie românească fondată acum 25 de ani la Cluj, cu birouri în 8 și parteneri și clienți în Europa, America și Asia. Arobs crede într-o cultură a implicării, a evoluției continue și a parteneriatului pe termen lung. Este una dintre puținele companii românești care oferă fiecărui angajat acțiuni gratuite în pachetul obișnuit de beneficii. Adrian Florea, bine te-am găsit! Mulțumesc pentru timp și conversație. Mă bucur să ne revedem de la început. Noi am vorbit foarte puțin, în, și mi-a rămas, discuția noastră, mi-a rămas cumva în minte, am vorbit foarte puțin la începutul anului acestuia, cred. Despre această gândire, această linie de gândire la care tu lucrezi de ceva timp și cu care voi lucrați cu clienții, despre cum de fapt, obiceiurile determină rezultatele. Mm -hmm. Și uh, am vrut foarte tare să. Extindem un pic discuția pentru că am rămas cu foarte multe întrebări de la momentul la care am făcut acele 10 minute la începutul anului. Dar vreau să încep de undeva, de la uh, un punct care poate are legătură cu tine. E vreo poveste personală în spatele acestei legături între rezultate și obiceiuri. Pe păi, uh, acum când privești retrospectiv, uh, e, e prea simplu. Toate poveștile mele se descompun în această legătură. Adică orice poveste ți-a spune, o să fac o conexiune cu obiceiurile mele. Dar, un moment în care ți-ai dat seama, sau un moment de la care un punct de -am un moment, început al -am acestei un moment. Am mai degrabă o călătorie. Teorie. Am okay. o călătorie, practic, pe la sfârșitul lui 2012, începutul lui 2013, deci criza Trecută. În, în industria noastră, dar abia atunci părea că se termina. Cert este că firma noastră nu a arătat tocmai bine. Ca toată industria, de altfel. Și ca să ne revenim, a fost nevoie de niște eforturi foarte mari. Chiar foarte mari. Iar. Ca eu, în calitate de lider, lider al organizației, să accesez acele eforturi de la cei din jurul meu, am fost nevoie să mă uit cu mare atenție la mine. Uh -huh. Se suprapunea și cu vârsta, criza de 40 de ani, știi, și am văzut că mai mulți oameni din jurul acestei vârste fac acest efort să se uite, poate pentru da, prima da, dată, da, cu da. curiozitate și cu atenție la sine. Ceea este că o parte a acestei explorări a însemnat exact ceea ce povestim acum. O uh -huh. explorare a propriilor obiceiuri în relație cu orice tip de rezultat uh -huh. puteai să analizezi. Adică, dacă vorbim de relația nu știu, cu soția, te uiți la obiceiurile din relația cu soția. Dacă vorbești de relația cu copilul, te uiți la obiceiurile tale uh -huh. în relația cu copilul. Relația cu banii, relația cu performanța. Da, da. A. Te poți gândi la un exemplu, la ceva ce ai, de, din orice zonă, mm. la ceva ce ai constatat, adică dacă asta, ăsta e rezultatul pe care îl obțin, ia să mă uit să văd ce obiceiuri mă duc aici. Da, multe. Dar asta e deja, alunecăm un pic în terapie. Aici, sau măcar, tot ce-mi vine în cap este outcome-ul ședințelor de terapie. Spre exemplu, am descoperit că... Nu, nu pot sau mi este foarte greu să, să cer iertare. Aha. Și asta e un obicei? Oh, da. Ok. Da, practic, aici teoria e cumva simplă. În toate relațiile apar momente de tensiune. Relațiile care durează însă sunt relațiile în care, după momentele de tensiune, cei doi se apropie, nu se îndepărtează. Uh -huh. Așa, și am descoperit că eu nu am acest obicei. Da? Deci, uh -huh. nu că mi-e greu să fac, ci nu-l am. În sensul că asociam această slăbiciune, nu? acest moment de recunoaștere a greșelii, cu o amenințare uh, foarte dură, foarte puternică. Uh -huh. da? Nu mai sunt eu, nu știu orice îmi proiectam eu că aș fi puternic, hotărât, inteligent mm. e, și, și rezultatul era că, relațiile, ce se întâmplă care era rezultatul? Tensiune tensiune în mm. relație cu amenințarea pierderii relației adică da. finalul e previzibil Știi? Mm -hmm. te iartă o dată de două ori după 20 de ori s-ar <laughs> putea să nu te mai ierte dar partea frumoasă a descoperirii efectelor acestor noi obiceiuri este că de foarte puține ori îți validează proiecțiile negative, știi? Adică, evident, în momentul în care încep să practici acest act reparator, parcă ăsta e termenul Psihologic, actul reparator uh -huh. e în relație. Ce da? iertare, cu alte Spui că ai greșit, spui că sau... ai greșit și uh -huh. îți ceri iertare, și eventual te oferi să repari. compensezi cumva, să repari ceea ce ai stricat. Descoperirea, ziceam, este că efectul actului reparator e fabulos nu doar pentru cel supărat pe tine, ci pentru tine. Adică. Starea de bine, de după ce ești de capabil să spui că ai greșit uh -huh. și să ceri iertare, da? e, wow, Adică e chiar, da, uh, e cu adevărat o stare de bine, na, uh -huh. da? ceva se deschide în loc să te chinui să-l închis. Și să da. vezi ce tare e când o faci în fața copiilor da? Adică e una dintre cele mai emoționante amintiri, da? Să, să încerci prima dată sau să vezi la început cum e, până când devine obișnuință, știi? Câți au copiii obicei. tăi? Copiii mei sunt mari acum, au 19 și 22. Mm. Un alt lucru despre care am vorbit puțin, dar aș vrea să-l reamintesc aici ca să facem legătura cu ideea de Obicei efort. Tu vorbești despre faptul că noi asociem de multe ori cu obicei rezultat, că noi asociem de multe ori efortul cu rezultatul. Da. Și că asta nu este, de fapt, o legătură chiar atât de, de, de directă precum am, am crede că e. Nu neg legătura dintre efort și rezultat, doar că pun o condiție ca efortul să fie direcționat în acele comportamente care uh -huh. dau șansa obținerii uh -huh. rezultatului uh -huh. și adesea efortul nostru nu se duce neapărat în genul ăsta de comportamente. Da? De ce este legătura asta atât de strânsă între obicei și rezultat? Pentru că, de fapt, e o legătură strânsă între comportament și rezultat. Da? Adică, aici e mai ușor de înțeles. Noi nu obținem rezultate datorită a ceea ce știm, datorită a ceea ce credem. Indiferent ce știm și ce credem, obținem rezultate datorită a ceea ce facem. Adică, poți să știi multe, poți să crezi multe, dacă nu faci nimic, nu obții nimic. Și atunci există o corelație între ceea ce facem uh -huh. și rezultate. Însă, dintre tot ceea ce facem, între 40 și 80% dintre comportamentele noastre sunt automatisme. Da? Nu sunt foarte aliniați oamenii de știință, pentru că Pe par, da, în neuroscience este un lucru greu de studiat și nou, dar nimeni nu dă sub 40%. Uh -huh. Da, asta înseamnă că o mare parte, cei mai mulți spun că este mult, mult, în sensul de 80%, nu sunt neapărat comportamente procesate, da, în care stăm să ne gândim de fiecare dată ce e bine, ce e rău și care ar fi opțiunea perfectă sau aproape perfectă, ci majoritatea comportamentelor noastre, majoritatea alegerilor noastre sunt automatisme adică au trecut la un moment dat printr-un proces cognitiv, au fost definite ca fiind niște comportamente bune, uh -huh. da? iar acum sunt activate automat, fără a mai pierde energie prin tot procesul. Uh -huh. da? e, unele dintre aceste comportamente sunt setate foarte devreme. Da? Când fie ești un proaspăt angajat și se sperie de un șef bully, fie și mai devreme, când ești copil și vezi pe părinți că se ceartă da? și atunci descoperi că în fața, nu știu, violenței verbale, tu mai bine fugi, da? uh -huh. te bați o masă. Sau, da? e, genul ăsta de automatisme ne-reinvestigate da? sunt permanent alese... Fără să-ți dai seama. Ca și calea da? automată de a răspunde. Și dacă mm -hmm. în copilărie și-au făcut treaba, că ți-a fost mai bine sub masă mm -hmm. atunci când se certa mama și tata, astăzi să fugi din calea conflictului poate să fie dezastros pentru rezultatele tale. Da. E, ce da. nu vezi neinvestigând aceste automatisme, că resursele tale din copilărie erau unele, resursele tale în. Momentul de față sunt altele, și că poți să-ți reinventezi reacția, spre exemplu, automată în fața unui conflict. Da? Și de asta spunem că în momentul în care apare o idee despre un rezultat dezirabil, ar fi bine să continui gândul cu investigarea obiceiurilor necesare pentru a-l obține, sau, sau și, mai degrabă, să vezi care sunt obiceiurile toxice. Care te împiedică hmm. să obții respectivele rezultate. Spui la un moment dat că avem o mare dificultate în a eticheta drept comportament toxic ceea ce ne împiedică. Da. De ce? Pentru că întotdeauna alegerea comportamentală are o motivație bună. Adică tu poți să spui la nesfârșit și de ani de zile că vrei să slăbești. Da. Uh -huh. Și da, avem prieteni care. Fac asta, să zicem. Da, da, repetat, adică da? eu mă am și pe mine. Dar când mănânci un hamburger cu niște cartofi prăjiți proaspeți, um, din perspectiva obiectivului tău de a slăbi, e clar un comportament toxic. Da? Adică te îndepărtezi de acel obiectiv. Însă, comportamentul toxic pentru obiectivul de a slăbi vine cu o recompensă imediată, uh -huh. puternică. Uh -huh. Da? Și atunci noi ce alegem? Planul pe termen lung din perspectiva căreia acel comportament este toxic sau răsplata, recompensa imediată? Da? Da, da. E, mai ales atunci când vorbim de obiceiuri care implică și ceva dezechilibre chimice interne în corp da? sau hormonale, atunci schimbările de obiceiuri devin foarte dificile. E foarte interesantă ideea asta și am întâlnit-o în ultimul timp și mă gândesc des la ea că pentru a ajunge undeva e poate foarte important să alegi drumul, e foarte important să îți calibrezi pașii, dar poate e cel puțin la fel de important să vezi ce stă în drum. Uhum. Apropo de obiceiuri toxice și nu ne gândim foarte des la Ceea ce ne împiedică, ne gândim foarte mult la ceea ce ne dorim, adică la rezultat. Da. Și recunosc că una dintre conversațiile cele mai uh, intense, atunci când vorbim de o echipă de bord care uh -huh. își propune să nu știu, transforme o organizație. Este generată fix de această întrebare. Adică după ce trec prin proiecția de intenție și clarifică. Uh, Obiectivele dezirabile, în momentul în care se intră în conversația de cultură ideală, una dintre conversații este care sunt aceste comportamente toxice. Ale fiecăruia dintre noi. Um, nu pot să nu. duci, adică trebuie să rămâi într-un grad de generalizare. Pe aici, pe la noi. Uh -huh. da? Pe okay. aici, pe la noi. Care sunt obiceiurile care ne deranjează sau care, de uh -huh. fapt, ne împiedică să obținem ceea ce am putea obține și am declarat mai devreme, acum o săptămână sau o zi, da, depinde da. când a fost vorba? Cum arată asta în viața reală? Adică cam ce fel de, cam ce tip de conversație există? Păi, um, vrei câteva obiceiuri identificate ca fiind toxice? în proiectele pe care le-am Da, avut, sau, sau uh, poate un exemplu care spune uite, am întâlnit situații în care uh, idealul era acesta, dar iată cum, ce, ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Adică un, un pic de context ca oricine să înțeleagă la ce ne referim să poată identifica povestea asta în viața proprie, poate. Ok. Um, Când spui de echipe de bord, ai min. Mean. Um, uite, uh, spre exemplu... Um, am avut o echipă de bord care și-a dat seama că nu știe să spună nu. Da, adică le era greu să refuze proiecte. Strategia lor spunea că există doar un anumit tip de proiecte care, într-adevăr, le-ar permite o scalare a business-ului semnificativă. Dar în același timp, sub presiunea supraviețuirii, da? pentru că trebuie să facem bani acum, luna asta, trimestrul ăsta, uite uh -huh. cum arată cifrele, uh -huh. așa? tot timpul proiecte minore, care practic deviau organizația de la obiectivele principale, erau acceptate ca fiind soluții de compromis absolut necesare ca să-ți faci cifrele în ultimul moment. Uh -huh și um, este un comportament aproape automat e un comportament intră în categoria obicei ce este interesant este că respectivul Bord și-a dat seama că fix așa se construiește roata de hamster Spunând, adică acceptând non-stop genul ăsta de proiecte minore uh -huh. nu te poți concentra și nu poți face ce e necesar pentru a construi proiectele mari și atunci nu-ți faci cifrele și din nou trebuie să acces proiectele minore și uh -huh. pentru că din nou le accesi pe alea minore, iar nici luna asta n-am făcut planul ăla strategic. Uh -huh. Da? Și practic da, asta era descoperirea lor că acest tip de obicei îi, îi ține pe loc. Da? Hmm. Sau mai avut o echipă de board care și a dat seama că au o, o, o problemă majoră în, sau o frică majoră în a de oameni. Da. Lucru pe care n-al poți înțelege pe piața actuală e perfect normal, însă acolo era uh, exagerat. Exagerat în sensul că, din cauza unor astfel de blocaje interne, în practic ajungeau să accepte uh, comportamente foarte rele, aș zice, din partea unor persoane aparent performante. Știi genul ăla de persoană care... Că n E Da, exact. <laughs> foarte... E, com, e are portofoliu competență. mare de vânzări, dar uh -huh. comportamentul lui este cel puțin îndoielnic și efectul în rândul colegilor e unul rău. Uh -huh. Da, și avea o dificultate în a se despărți de genul ăsta de oameni. Da. Pentru că livrează și pentru că nu mai găsim alții. Pentru că livrează și Ceea pentru că, în mod înțeles. repetat, sistemul de evaluare făcea compromis la comportament în uh -huh. favoarea sau datorită uh -huh. performanței în cifre. Pe termen lung și mai ales generalizat, genul ăla de performanță individuală făcea rău. Și practic ai o alegere. Perenizezi genul ăsta de comportament și îi faci și pe ceilalți să asocieze performanța cu genul ăla de comportament, sau pur și simplu reușești să te detașezi și să spui asta ne face rău uh -huh. și crezi că echipa va performa mai bine fără acel aparent uh -huh. high performer de care te desparți. În cazul echipei de care vă povestesc, a făcut mm. foarte bine. Adică s-au despărțit, despărțit și echipa a performat mm -hmm. spectaculos. În... Asta e foarte interesant. și că avem tot timpul, și cred că asta se întâmplă și în viața personală, dar și în viața organizațiilor și eu știu asta că am lucrat 20 ceva de ani în organizații. Această idee de rezultat ideal și de loc ideal unde, unde vrem să ajungem și în același timp o realitate pe care o construim în fiecare zi care nu prea bate cu locul la ideal în care vrem să fim. Și mi se pare foarte interesantă chestia asta și un, cum să zic, un moment de, um, um, de, de onestitate. Da. Să zici, ok, fie schimbăm idealul și îl aducem în linie cu ceea ce facem în fiecare zi aici și unde ajungem, fie schimbăm ceea ce facem dacă ținem atât de mult la ideal. Da, și sunt conversații grele. Da. Adică, imaginează, spre exemplu, într-o zonă mai umană, să spunem, apropo de obiceiuri toxice, o echipă de bord care trebuie să recunoască că miștourile, hai să-i spunem sarcasmul, da, și ironia la adresa oamenilor. Spulberă orice aspirație de inovație sau de contribuție a indivizilor. Mai ales atunci când toată lumea știe că GM-ul sau CEO-ul este principalul artizan al glumitelor. Mm -hmm. Da. Da? Și îți dai seama ce intensitate trebuie să aibă o conversație cu gm la aceeași masă, lăsându-se expus. Mm -hmm. și trebuind să accepte cumva în fața evidențelor na, aduse de conversație că propriul comportament de a reacționa aparent cu umor, dar știi, fiind un umor direcționat către o da. persoană, nu este doar o glumă, îi face pe alții să Dumnezeu râdă. Da. Și asta mai puțin te pune la pământ. Destinatarul. Ne... Da. Da, și echipa respectivă spunând, nu știu ce să ne facem cu oamenii, că oamenii nu mai contribuie, oamenii încetează să mai vină cu idei. Da, oamenii trebuie împinși de la spate și să descopere că acel obicei este obiceiul toxic. Chiar și noi am trecut prin același tip de transformare, recunosc. De data asta, liderul fiind tu. Da. Dar nu e vorba de sarcasm. Ba da, în cazul nostru era vorba și de uh, sarcasm, uh, pe care noi îl îmbrăcam sub o formă de. de fapt, ca uh -huh. toți ceilalți unde am văzut, pentru că e un exemplu frecvent, da? uh, noi îl îmbrăcam uh, sub eticheta asta. Uh, așa suntem noi, cine nu face față, nu e de al nostru sau de ai noștri. Deci era o, o chestie de identitate, de, Așa de, identitate o credeam. de grup. Da, de până gașcă. când îți dai seama că grupul rămâne permanent foarte mic, deoarece dacă vrei într-adevăr să crești, mm -hmm. n-ai cum să crești doar cu lupi singuratici și vedete. Două lucruri vreau să te întreb. Da. Primul dintre ele, în orice organizație, în orice structură, dacă vrei, cât de important este comportamentul, obiceiurile liderului? Asta e una, Și A doua, cum a ieșit la iveală, să zicem, cea cu sarcasmul? Adică, cum scoți la suprafață ce e în drum? Uh, ok, hai să o luăm pe rând. Uh -huh. Deci, în modelul pe care îl folosim noi pentru transformările culturale, comportamentul liderilor este pe locul 2 ca sursă de influență a obiceiurilor dintr-o cultură. Ca, pe ce, primul ce... loc este claritatea intenției. Da? adică descoperim surprinzător, ca zice, dureros de des, cât de neclară este intenția, adesea intenția fiind confundată cu obiectivele. Da? Adică lumea, chiar citez acum dintr-o dintr voce de lider de organizație, care spunea, măi Adi, explică-mi și mie, cum poate apăra în studiul nostru de engagement, Neclaritatea intenției ca fiind principala sursă de frustrare a oamenilor, în timp ce toată lumea scorează la 9,8 sau peste, atunci când e vorba de claritatea obiectivului. Mm, și obiectivul nu intenție. Obiectivul este parte din intenție, uh -huh. însă intenția este completată de motivul obiectivului. Adică să-mi cer mie să fac 10 flotări este o claritate a obiectivului, să înțeleg că acele flotări mă ajută la, nu știu, creșterea capacității respiratorii sau, mai dezvoltarea deltoidului, da, este altceva. Mai ales dacă îmi spui că fără dezvoltarea deltoidului nu pot sta în picioare, nu știu. Uh -huh. da? Dar ă, asta este foarte frecvent da? ă, Și asta e cumva una dintre diferențele Între leadership și management Că credem că este suficient să setăm obiective Pentru ca oamenii să spună Gata, știu ce uh -huh. am de făcut Și răspunsul este Da, știu ce am de făcut Dar nu prea înțeleg motivul Și atunci când nu înțeleg motivul Motivația este incompletă uh -huh. da? Deci asta ar fi primul factor, claritatea da. intenției Al doilea factor fiind comportamentul liderilor Iar aici explicația este cumva Pur cum și simplu ține de orice structură socială Adică dacă vrei să faci parte dintr-un trib Deci vrei să faci parte dintr-un trib Pentru propria securitate Sau mă rog, explicațiile sunt cumva mai profunde Da, așa Um, ca să nu fii respins de trib, vei căuta să faci lucrurile cum se face în trib. pe acolo, în uh -huh. tribul respectiv. Iar dacă vrei să înțelegi cum se face pe aici, nu să te uiți la penultimul venit atunci când tu ești ultimul. Mm. Că nu e cea mai bună sursă, okay. dar nu e sursa cea mai de încredere. În schimb, există o sursă foarte de încredere. Dacă vrei să înțelegi cum se face pe aici, te uiți la liderul tribului. Este sursa ta de securitate psihologică. Da? Adică, dacă nu vrei să fii respins de trib, cel mai safe ești făcând și tu ceea ce face liderul. Iar asta rareori este un proces uh, conștient. Din partea mea sau din partea liderului? Și, și. Că asta este problema. Că Noi îl observăm ce acum uh -huh. venind dinspre sociologie, dar în același timp liderii, când intră în proiectele de transformare culturală, descoperă și lasă privirea în pământ cât de des sunt de fapt sursa comportamentelor pe care... Uh -huh ei înșiși le critică în momentul de față ca fiind niște deviații culturale inacceptabile. Da? Dar da, cred că e important de spus că lucrurile astea nu sunt întotdeauna din ravoință, adică lucrurile astea nu se întâmplă pentru că oamenii vor să facă rău sau pentru că uh, oamenii vor să fie sarcastici sau pentru că vor să... Ci este Mi se pare importantă partea asta de automatism uh -huh. cu care vin comportamentele noastre obiceiurile noastre. Adică nu e ca și cum am avea oameni rău intenționați. Nu, eu n-am văzut încă oameni rău intenționați. Da? Adică, oricum, rea intenție va fi întotdeauna o chestie relativă, pentru că este rea doar dintr-o perspectivă, sau din perspectiva uh -huh, uh -huh. unor da, afectați da, de respectiva da, intenție. Da? Însă, ce spui tu e foarte e, corect, spre exemplu dacă e să aprofundăm exemplu cu sarcasmul sarcasmul este un, o defensă este un comportament din spectrul comportamentelor defensiv-agresive uh -huh. adică tu zici așa când sunt atacat sau am o amenințare de securitate vorbim de securitate psihologică nu de securitate fizică deși putem să o ducem, exemplu și la securitatea fizică poate e chiar mai ușor de înțeles că ai două opțiuni ori ai opțiunea să fii băiatul bun. Da? Adică să faci ce zice agresorul, să cauți să nu deranjezi, da? Să fii supus. Și asta este o formă de obținere a securității numită pasiv-defensivă. Uh -huh. da? sau uh, să la bătaie. Adică tot pentru a-ți asigura securitatea, uh -huh. uneori poate e chiar mai bine să dai tu primul. Da? Adică uh -huh. se transformă în agresivitate intenția ta defensivă. Uh -huh. de Astea sunt niște lucruri de bază în psihologie, că agresivitatea este o formă de defensă. Uh -huh. Ei, noi rare ori vedem agresivitatea ca pe o formă de defensă. Cu atât mai puțin atunci când noi suntem autorii respectivei agresivități. Da. da? Dar în momentul în care încep să conștientizezi motivele acelui automatism, o să descoperi că tu ai dobândit acel comportament automat pe când nu aveai altceva mai bun de făcut pentru a te apăra. Uh -huh. Da? Și de asta îți validează intenția bună, că tu ai dobândit acel comportament dintr-o intenție. Absolut pozitivă. Să-ți fie ție bine. Hmm. Da? Da. Și ai asociat acel comportament cu obținerea stării de securitate. Nu hmm. mai stă acum nimeni să facă respectivul proces și să-și dea seama că nu mai e amenințat, ba chiar, chiar liderul organizației, adică nu are cine să-l amenințe cu adevărat. Da, da, da? Pentru că ele în general nu sunt Dar automatismul. Automatismul a, da. automatismul hmm. a rămas. Hmm. Da? În ce măsură? Da. În ce măsură? Genul ăsta de obiceiuri, comportamentele, lucrurile de care vorbim aici, se transferă în felul în care arată organizațiile în sensul de proceduri, organigrame, metode de, de angajare, metode de promovare. În ce măsură toată structura asta, organizației în care oamenii intră, când intră undeva, este o reflexie a, a obiceiurilor? Ar fi bine să fie așa. De cele mai multe ori nu este. Adică uh -huh. noi ne gândim așa. Cum ar trebui să arate organizația noastră? Păi dacă vrem să avem șanse, nu știu, pentru performanță, ar trebui să fie o organizație inovativă. Da? Adică da. ce înseamnă asta? Oamenii să vină cu idei. Uh -huh. Super. Și zicem, ok, păi ca să se întâmple asta, ar trebui să ducem această intenție într-o zonă de structură. Hai să o procedurizăm. Da. Ok, o procedurizăm. Și facem un site pe care oricine poate să scrie idei. Și apoi, ideile de pe site-ul respectiv sunt preluate de o comisie, o dată pe trimestru, și sunt discutate, și unele sunt aprobate și implementate. Da? Și pare că. Cel puțin așa, când te gândești la întregul proces, pare că ține apa, adică pare că funcționează. Da, da, am creat un sistem prin care să scoatem Super. ideile inovative. Da. Asta exclude obiceiul șefului de a face mișto de idei. Uh -huh. Adică, aparent, procedura îi încurajează inovația, dar reacția șefului, ăla cu sarcasmul, da. blochează contribuția. Uhum. Și atunci, tu ai o procedură foarte bine uh, desenată, care teoretic ar putea să funcționeze, dar teama oamenilor, generată de comportamentul agresiv, respectiv sarcasmul liderului, uhum. îi face să nu mai completeze da. spațiul Dacă... definit de procedură. Da? Ha. Okay, de că da. înveți odată, fie pe pielea ta, fie pe pielea colegului, uh -huh. că dacă vii cu o idee și ideea nu corespunde cu standardele sau cu percepția sau cu perspectiva liderului, se face mișto de tine. Mm. Și la doua nu mai faci. Uh -huh. Deci înțeleg, deci... Um obiceiurile și comportamentele sunt mai puternice întotdeauna decât întotdeauna. Da. Asta este una dintre decât, ce? decât ceea ce pretinzi oamenilor prin așa numitul expected behavior, adică politici, procese și proceduri. Aha, okay. da? Una din cele mai frecvente greșele de, greșeli de leadership este să crezi că poți să schimbi comportamentele oamenilor doar prin procedura rescrisă. Mm. Da, fără să vezi că normele comportamentale sunt întotdeauna mai puternice decât procedurile. Adică oamenii vor respecta. Sta întotdeauna cum știu ei sau cum văd ei că se face mai degrabă decât uh -huh. ce scrie la procedură. Și știi, dacă vrei, e, e exemplu la clasic, când ai un junior în fața ta la bancă și tu te chinui să-i explici cu dosarul în brațe că totuși tu ai dreptate și că n-ar trebui să se blocheze. Iar el îți spune în mod obsesiv, nu avem ce face, asta e, procedură. Aveți dreptate, asta e procedura. Da, 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 da. Dar fără și nu pot să vă primesc actele. Și din spate vine o doamnă mai în vârstă Aha. care ia dosarul și ce lasă că știu eu. Mm. Știi? Da. Și tu te bucuri că ți se rezolvă problema, dar dacă ai observa reacția tânărului care este stupefiat și zice, Păi stai că, adică eu, eu ce trebuie să respect mai degrabă? Respect procedura așa cum este scrisă sau respect acest cum se face pe la noi? Pentru că dacă respect procedura Răspunsul este simplu Era uh -huh. ăla pe care l-am dat eu Dar uite că șefa mea Sau colega mea mai experimentată Știe ea o cale De a ocoli procedura Acest cum se face uh -huh. Întotdeauna cum se face -le e mai puternic da? uh. Iar cum se face -le Este construit mai degrabă Prin modelele de leadership Adică prin comportamentele wow, Uneori da. conștiente, alteori inconștiente Ale liderilor decât prin uh, schema de proceduri. Când spui leadership, te referi la CEO sau te referi la oricine este perceput de mine ca fiind liderul direct sau, sau ca fiind următorul ierarhic? Um, orice cultură poate fi privită ca un mamut, da, o chestie mare, așa care afectează toate comportamentele oamenilor din organizație. Uh -huh sau poate fi privită ca o sumă de subculturi. Exact. Adică dacă te la conversația la țigară pe un balcon dintre doi colegi din departamente diferite, nu ți e greu să-ți imaginezi, știi, faci cunoștință și zici <ră> tu de unde ești, eu sunt de la financiar, a, tu, a, ce tare, păi, am auzit că e bine la voi. Da. Da, tu de unde ești, eu sunt de la marketing, a, oleo, săracul de tine, tu lucrezi cu nebuna aia, nu? Știi? Da, adică da. Fac parte din aceeași organizație, dar în același timp se identifică cu o subcultură, și subcultura este mm -hmm. identificată cu liderul acelei subculturi. Mm -hmm. Da? Tu ești de la nebuna aia. Adică. Câte bordea te obicei? Poate fi și chestia asta, dar există niște trăsături culturale da. care se regăsesc across the organization, adică în toată organizația se face la fel. În același timp, în fiecare subcultură există niște trăsături. Definite de uh, actul de leadership. Și asta este lider, nu neapărat că este CEO organizației, uh -huh. poate să fie șeful echipei, sau poate să fie șeful departamentului, sau poate să fie. Oricum este construită structura organizației, primul nivel de leadership uh -huh. ăla definește ce e normal, adică norma comportamentală, cum se face uh -huh. pe la noi. Și da, se explică uneori de ce în aceeași organizație ai performanță atât de diferită între diverse zonele organizației. Este una Apropo dintre de explicații, este singura. Bicei. Da, este una dintre explicații, da. fără a fi singura uh, explicație. Ce aș mai adăuga la zona asta de reguli versus norme, că adesea intenția organizației se schimbă. În timp ce regulile au fost scrise cine știe acum câți ani, când cine știe ce își dorea leadershipul organizației de la aceeași organizație. Și de asta spunem că niciodată proiectele de cultură nu sunt niște proiecte de soft skills pentru că inevitabil se ajunge într o zonă foarte, foarte hard, nu doar din perspectiva dificultății conversației, cum a fost aia cu obiceiurile mele de lider, uh -huh. da, ci inclusiv la conversații hard după orice manual, adică trebuie să discutăm despre procedurile de, nu știu, să zicem, recuperarea creanțelor care au fost scrise acum, nu știu, 5 ani când era o foarte mare problemă cu recuperarea creanțelor. Iar noi acum vrem sau visăm să fim customer-centric organization. Da? Și ne fugărim clienții. Și ne fugărim clienții și persoanele care trebuie să fugărească clienții sunt fix persoanele în care băgăm o grămadă de bani pentru a fi indoctrinate da? cu noua doctrină de customer-centricity. Ok, și atunci vânzătorul ăla care a fost la conferință, a fost la cursuri și da, a cumpărat ideea de customer centricity, uh -huh. ce va alege să facă atunci când procedura de recuperare a creanțelor îi cere scrisoarea 1 de amenințare, da. telefonul 2 de amenințare, scrisoarea împreună cu uh -huh. avocatul de amenințare și așa mai departe? În timp ce eu ar trebui să înțeleg nevoile, nu? Și să adaptez tot ceea ce fac da. la nevoile clientului. Ce voi alege? Și această dificultate de alegere între ceea ce spune aspirațional organizația și ceea ce spune procedural organizația este una dintre sursele de ceea ce numim noi tensiune culturală. La fel atunci când îl văd pe șeful făcând niște lucruri foarte diferite de ceea ce a declarat la de la conferință. Da, adică vine la speech de la conferință și uh -huh. spune, noi, Customer Centric Organization, asta ne dorim să devenim, iar a doua zi la ședință, când facem analiza uh -huh. portofoliului, spune, lasă-l pe idiotul ăla că habar n-are ce vrea. Asta, da? a, asta vreau să te întreb la un nivel de relație între oameni și organizații. Pentru că ce mă întreb este dacă la un moment dat ajungi, indiferent de ce declari, să ai echipe, să ai angajați, care corespund obiceiurilor, adică dacă se filtrează și rămân oamenii care se pot adapta la obiceiuri, nu la ce declarăm, ci la ceea ce facem. Um. Și ideea asta de tensiune culturală, care mi se pare foarte interesantă, adică până unde se pot eu să tolerez genul ăsta de disonanță, dacă vrei? nu există un răspuns. mai multe întrebări Nu există un răspuns sau probabil, nu știu, dacă asta cineva ce se întâmplă cu oamenii în situațiile astea? noi avem cumva o definiție simplă. Oamenii părăsesc organizațiile în momentul în care această tensiune culturală depășește limita de care vorbești tu. Și are o limită personală. Adică da, poate că tolerezi un comportament al liderului diferit de spiciului aspirațional, uh -huh. ca să-mi plătesc grădinița copilului, ca să-mi plătesc rata la casă. Da. Da? Și poate că accept uh, și faptul că procedura îmi cere să fiu într-un fel în timp ce cursul în care firma a băgat bani îmi zice că ar trebui uh -huh. să fiu altfel. Da? Tot din aceleași motive. Problema se complică în momentul în care începem să vorbim de valori reale. Adică valorile aspiraționale ale organizației sunt relativ simple. Le vezi în speech le vezi în manualul de cultură, le vezi tipărite pe materiale sau puse pe pereți, da? gen noi trebuie să fim sau ne dorim să fim Customer Centric Organization sau vrem să fim inovativi. Uh -huh. Dar în momentul în care eu operez, eu ca individ, operez în această organizație, eu trebuie să iau decizii și principalul meu set de scule ca să iau decizii sunt valorile reale cu care operez în general. Adică ce știu eu că e bine și rău, ce e corect, ce e greșit, ce e frumos, ce e urât, uh -huh. ce se face, ce nu se face. Sunt lecții dinainte de a ajunge în această organizație. Sunt lecții pe care le-ai primit în familie, le-ai primit de la uh -huh. bunica, le-ai primit de la directorul școlii, mai știu ce, în fie, fiecare cu experiența lui. Dar alea sunt uh, tulurile, sunt, sculele tale de bază. Se cheamă valori reale, cu, tu, cu care tu chiar operezi. Uh -huh. Ori în momentul în care percepi organizația ca cerându-ți să operezi diferit de cum ești tu obișnuit, atunci tensiunea culturală este majoră. Atunci când percepi organizația că cere să fie ceea ce nu ești sau să faci ceea ce nu se face. Da? Acolo este o tensiune culturală unde probabil pericolul de a atinge acele limite e mai mare. În sensul că în la urmă, știi când pleci din organizație, când zici nu mai pot. Păi ce nu mai poți? Asta nu mai poți. Nu mai poți să pretinzi că ești ceea ce tu de fapt nu ești. Da? Sau să faci cu scârbă, cu greutate, uneori chiar cu uh, reproșuri, da? Ceea ce tu oricum n-ai vrea să uh -huh. faci, sau știi că nu se face. Se. Ce înțeleg din ce spui tu este că, până la urmă, într-un fel sau altul, organizațiile ajung să aibă în interiorul lor, pe medie, oameni care corespund cu obiceiurile împământenite în acea organizație. Sau ajung să aibă oameni care suferă în tăcere și care se deconectează. Apropo de... Păi, orice studiu engagement. modern, exact, fie în momentul de față, vezi Aha. că dacă ai peste 50% rată de engagement, ești un studiu fericit. Adică ești un caz super happy. Uh -huh. Da. Media fiind 30 sau sub 30 în, uh -huh. în Europa. Da. Există, spunei. La un moment dat, nu mai știu unde, că sunt, cred că am vorbit de la trecută, că sunt 86 de factori care influențează hmm. obiceiurile Ceea ce este imposibil, că nu pot să lucrezi cu atâtea variabile. Atâtea, atâtea factori am găsit noi. Noi, fiind okay. o grup de oameni care își propuseseră să cerceteze această corelație dintre obiceiuri și rezultate, și uh -huh. mai ales cum poate un lider să influențeze obiceiurile oamenilor. Exact asta Și punând bă, cap da. la cap date din sociologie, din psihologie și din neuroscience, ajunsesem la această listă nesfârșită de 80 de factori. Și evident că s-a oprit cercetarea, că practic intrasem da, pe da. un teritoriu nepractic Ai, sau Nimeni nu poate să lucreze cu atâtea variabile sau cu, cu, cu o între atâtea variabile. E infinit. Da. Nu e chiar infinit, dar e foarte mult. Da. Um, pe, pentru că întrebarea este... Um, ok, să, să presupunem că avem această, uh, această imagine a felului în care ne comportăm și a felului în care obiceiurile pe care le avem de sus până jos influențează rezultatele. Și am vrea altceva. Da. Mm. Cum schimbi treaba asta? Uh, aici noi deja vorbim de metodologie. Adică există un model pe care l-am... Da, răspunsul este clar poți. Ok, hai să luăm atunci mai, mai din urmă, așa, mai încet Primul lucru este să te uiți la cultura organizațională ca fiind un lucru măsurabil, adică fiind această mm -hmm. sumă de obicei. Da? da, da? da. Și rurgne de numere. Da? Tabel Excel, dacă vrei. Pentru că fiecare comportament aparent relevant pentru rezultatele organizației poate fi măsurat. Și măsuri incidența, de câte ori, frecvența acelui comportament, de câte ori este prezent acest comportament în ceea ce facem noi. Okay. Odată ce accepti tipul ăsta de approach, care este cumva o simplificare a noțiunii de cultură organizațională, dar măcar te ține pe un teritoriu măsurabil și productiv, uh -huh. zici, ce tare, păi ar trebui să înțeleg atunci care sunt obiceiurile bune și să le crezi frecvența. Da. Și care sunt obiceiurile proaste? Ca să le elimini. Sau măcar să le reduc frecvența. Mm. Super. Când ajungi la acest moment, ar trebui să lămurești bune pentru ce. Da. Și implicit construiești primul factor ăla de care spuneam eu, claritatea intenției. Mm -hmm. Pentru că, așa cum ai acest binom rezultate influențate de obiceiuri, și tu vrei alte rezultate. Ar trebui să clarifici binomul care nu există încă, dar ți-ar plăcea să existe. Adică, unul, ce rezultate vrei și care ar fi obiceiurile alea care ți-ar da șansa acelor rezultate. Da? Deci, ăsta ar fi binomul care definește intenția unei organizații. În termeni mai simpli, rezultate dezirabile și cultură ideală. Da. Bun. Cultura ideală, după aceea, ar trebui să fie validată de cinci factori. Adică, odată ce construiești în termeni comportamentali această cultură ideală, comportamente dezirabile, respectiv comportamente toxice, te uiți, unul, ce fac liderii? Uh -huh. da? Adică, ce ei, fac? ce fac? Uh -huh. Ei ce trăiesc spun? cultura ideală? Uh -huh. Pentru că dacă nu trăiesc cultura ideală, știi care este zona. Imediată de intervenție. Ar trebui ca, măcar, echipa de leadership, și după aceea, în cascadă în restul organizației, să respecte mai degrabă comportamentele dezirabile și să reducă comportamentele toxice. Da? După aceea, te uiți la structura organizației, la layout-ul organizației și la procesele din organizație. Și acești doi factori, layout-ul organizației și PPP-urile, procese, politici, proceduri, ar trebui să încurajeze oamenii mai degrabă să facă ce ai definit în lista de comportamente dezirabile și în niciun caz să nu ai politici proceduri sau din cauza funcției și modului în care este desenată organizația să nu împingi oamenii prin structură sau politici sau proceduri să facă comportamentele toxice. Cum povesteam mai devreme, diferența dintre da, Customer Centricity da. și procedura de recuperare da. de creanțe. Da. Al patrulea punct este care sunt valorile reale cu care operează oamenii, și aici, într-adevăr, ai zona cea mai dificilă, pentru că inclusiv în echipa de leadership ai putea avea oameni care spun eu personal nu mă simt bine pe teren necunoscut. Deși uh -huh. valoarea aspirațională declarată de organizație uh -huh. e inovație. Uh -huh. Dar eu personal sunt speriat, mi-e frică de inovație. Da? Cum aș putea eu să manifest acea valoare în propriul meu comportament, astfel încât să setez niște norme comportamentale prin care toți cei care mă văd să spună, a, deci noi trebuie să fim inovativi, să contribuim uh -huh. cu idei. Greu, cât timp valoarea mea reală este, nu știu mai degrabă, precauție sau uh -huh. stabilitate. Da, da, sau da, așa. Ce e interesant că asta presupune și o doză mare de onestitate personală, adică a mea în oglindă, cum am fi Așa este. Mine. Și asta le povestesc tuturor celor, uh -huh. care, celor care vor să se bage într-un proiect de transformare uh -huh. culturală: că va fi greu pentru că va trebui să uh -huh. dea masca jos. Deci, mai cel vom... puțin. Da, mai al cinci da? Să aibă și abilitățile necesare, dar asta e cel mai simplu. Da? Ah, deci, okay. în total, sunt șase, dacă pui și claritatea intenției mm -hmm. ca fiind principalul da, sau la da, de la da. care se pleacă, după care sunt aceștia cinci. O să zici, păi și restul până la 86, ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă cu ei. Eu zic că, că ne-am oprit din măcar cercetare. Păștea, măcar păștea se influențează echipa de leadership și mm -hmm. este grozav. Nu sunt în vreun fel dovediți că sunt cei mai importanti factori. Da? Deci mm -hmm. nu putem spune că ăștia sunt principalii șase. Dar din experiența proiectelor de până acum, că avem vorba de 20 ceva de ani când facem asta, dacă nu lucrez la ăștia șase, cel mai probabil proiectul eșuează. Mm -hmm. mm -hmm. Da? Deci dacă lucrezi la ăștia șase, există șanse și am văzut organizații transformându-se. Dacă neglijezi vreunul din ăștia șase, cel mai probabil proiectul îți eșuează. Da? Mm -hmm. Și ă, asta e bine de știut încă de la început și am învățat de hardware, ca să zic așa, că e mai bine să le spunem clienților de la început în ce se bagă. Da? Da, și că nu e nevoie de acordul liderului, ci trebuie să fie ownership-ul liderului. Adică oh, wow, să fie da, știu situația, proiectul. În care, da. Noi lui. mergem și facem că șeful ne-a dat voie. Da, ne-a dat voie și ne-a dat bugetul și a zis că <laughs> oh, ne susține. Nu, 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 nu. Eu nu, 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 eu fost, nu vreau da? să susțină pe nimeni liderul, da. eu vreau să-și înțeleagă rolul în construcția uh -huh. culturală și să-și dea seama că face fie cel mai mare bine, fie cel mai mare damage. Mm. Da. Dacă uh, lucrează din tot ce știți din tot ce știți până acum. Uh, sunt anumite uh, puncte, sunt anumite tipuri de greșeli pe care le ai văzut repetate din nou și din nou? Da. unul e chiar asta, da, HL ul se ocupă, noi îl susținem, da. Standard și spunem, nu. Până Și ce când... faceți noi, intrați în proiecte? Da, chiar chiar noi intrăm în proiecte, okay. chiar refuzăm proiecte. Okay. Dacă liderul spune, n, n am eu treabă cu asta, am lucruri mai importante mm -hmm. de făcut. Adică, ăsta e un semnal. Da, în momentul în care a spus că are alte lucruri mai importante de făcut decât cultura organizațională, pentru noi este clar, ok, nu e cu adevărat un mm -hmm. proiect. Da. După aceea, mai sunt alt text clasic. Am identificat noi zona de intervenție este B 2. B 2, B fiind nivelul bordului. Uh -huh. da? Și am identificat, avem practic. Management o, exact, middle. middle management sau chiar first level management, acolo este problema, acolo se rupe. Well, schimbă Rare ori chiar se rupe uh -huh. filmul acolo, adică acolo este doar evidentă manifestarea problemei. Uh -huh care rămâne o problemă de leadership. Da. O altă greșeală frecventă este confuzia dintre climat și cultură. Adică oamenii spun că avem nevoie de intervenție culturală pentru că ne pleacă oamenii și, uite, ne spun că sunt nemulțumiți. Ok, dacă sunt nemulțumiți, nu aveți o problemă neapărat de cultură, aveți o problemă de climat. Iar intervenția pe climat este mult mai ușoară decât o intervenție culturală. Intervenția culturală presupune schimbarea de obiceiuri. E o intervenție serioasă, grea, cu un impact major asupra rezultatelor. Intervenția pe climat, ca să se simtă oamenii altfel, se face mult mai ușor și de cele mai multe ori depinde de uh, buget. Da? Dar intervențiile culturale nu sunt justificate de cum se simt oamenii în organizație. Asta e doar o consecință secundară a schimbării culturale. Okay. Intervențiile culturale sunt generate de intenția de a obține alte rezultate. Și adesea, datorită drumului pe care l-am descris, da, că uh -huh. îți dai seama că ai niște obiceiuri toxice care ar trebui schimbate, uh -huh. adesea intervențiile culturale generează în prima fază, cel puțin, degradare de climat. Uh -huh. Să ne înțelegem. Climatul este ceea este ce simt oamenii. Nu? Adică emoții generate de percepții. Asta este uh -huh. climat. În timp ce cultură este comportament. Comportament observabil și măsurabil. Uh -huh. Ce fac oamenii uh -huh. înseamnă uh -huh. cultură, cum se simt oamenii înseamnă uh -huh. climat deci într-o primă fază orice încercare de a da, pentru că nu e, este super, e foarte inconfortabil și atunci oamenii intră în disconfort, nu? Absolut. Gândește-te că într-o organizație, spre exemplu, un comportament identificat era că nu vorbesc despre performanță. De ce uh -huh. nu vorbesc despre performanță ca să nu se certe? Uh -huh. Adică eu mă uit la tine, văd că faci niște lucruri dezastroase, dar nu cum să ți spun. Că noi ne simțim bine, noi nu ne certăm pe aici, pe la noi. Da? Adică ne simțim bine. Salvăm climatul în detrimentul culturii. E, păi, dacă începem să vorbim despre performanță și începem o cultură de feedback în care eu încep să-ți spun ceea ce văd, cel mai probabil, mult înainte de a deveni obicei, acest comportament va fi dificil de dus. Va genera o emoție negativă. Adică tu ai văzut la mine toate greșelile astea și nu mi-ai spus. Știi? Da, da, Cum da. să mai evaluez uh -huh. relația dintre noi? Da, și atunci asta e un alt lucru pe care îl spunem de fiecare dată la începutul proiectelor. Să fie mai rău înainte să fie mai bine. În, în termen de climat, <laughs> în termen de climat, este posibil, uh -huh. este posibil să existe damage, adică lumea uh -huh. să nu se simtă la început foarte bine, până când, până când încep să vadă beneficiile noilor comportamente, adică să-ți dai seama că fără discuția asta de feedback, tu n-ai fi performat atât de bine cum faci acum. Da, știi ce mă întreb? Ok, că voi, poți să ai discuția asta la un nivel mai sus, adică să ai discuția asta cu 5, 10, 20 de oameni, dar sunt unele sunt, sunt organizații care au ăștia toți oamenii. Da. Dar sunt unele organizații care au sute. Da. Au mii de oameni. Da. Povestea asta cu schimbarea de obicei și cu schimbarea de comportament este foarte inconfortabilă. Cum. Adică, cum convingi, dacă vrei, la început, cum convingi pe cineva să schimbe toate lucrurile astea? Pentru că, da, s-ar putea ca eu să am 5 oameni, 10 care sunt foarte determinați și care. Dar sunt sute de oameni în organizație care, dintr-o dată. Trebuie să facă lucrurile altfel decât le făceau. Eu cred că nu suntem în businessul de a convinge pe cineva să facă. Adică, noi suntem în businessul de a ajuta pe cineva convins și care nu știe cum se face. Uh -huh. Dar cei care ar trebui să fie convinși prin propria intenție, nu prin factori externi, sunt cei care constituie leadershipul organizației. Pentru că, dacă ei clarifică intenția și o uh -huh. cascadează în organizație, dacă ei își transformă comportamentul conform noilor grile, să spunem, da? Adică uh -huh. elimină toxic, comportamentele toxice și măresc frecvența comportamentelor dezirabile. Dacă ei adaptează politicile și procedurile la noua intenție și nu uh -huh. le lasă pe alea vechi care generau uh -huh. comportamente sau reflexe nepotrivite. Dacă ei își identifică cu adevărat în valorile aspiraționale, propriile proiecții reale, adică lucrurile în care cred, astfel încât să ajungă să facă lucrurile cu autenticitate, nu cu niște măști super puternice. Și să uită după aia și la abilitățile necesare în organizație pentru a trăi conform aspirației. Atunci deja au intrat într-o nouă fază de evoluție a organizației. Cultura s-a schimbat fără să-și dea seama. Adică pentru noi, intervenția este clară doar în zona de vârf a organizației, adesea pentru pre organizațiile mari, într-adevăr există și uh, intervenții mai jos în organizație absolut necesare, adică nu se poate face totul doar natural, prin cascada culturală dată de leadership și e nevoie de intervenție și mai jos. Dar uh, cel mai adesea nu este vorba despre actul nostru de a convinge. Mm. Ce e vorba de intenția leadership-ului care vine din o aspirație mai bună. Adică ei cred că este posibilă transformarea și uh, își proiectează niște rezultate uh, adică mai bune. Adică la, la un nivel foarte pragmatic, mm. da? Îmi imaginez, mă întorc la începutul conversației noastre, uh, când tu vorbeai despre uh, relațiile personale de data asta și că dacă nu spui îmi pare rău, am greșit. Da lucrurile se deteriorează. Dacă ar fi să iau asta să o transpun într-o organizație, e crearea unui nou obicei de a ne uita unii în ochii celor așa, spunem, pare rău. Da. Să dacă, zicem. Da, okay? da, da, da. Ei bine, în sensul ăsta întrebăm cum convingi oamenii. Care este motivația cuiva hmm. care lucrează într-un loc oarecare în organizație să își schimbe comportamentul de o viață de a nu-și cere scuze. Um... Sau cum provoci discuții mai oneste, adică genul de, de onestitate în care vorbim despre ce n-a funcționat, în care vorbim despre ce comportamente nu ne plac unul la celălalt sau unii la ceilalți. Intuiția ta e corectă. Există situații în care noile comportamente nu se află pe așa numitul common ground. Adică imaginează-te că tu intri într-o organizație cu acel set de valori reale, da? care în esență, dincolo uh -huh. de eticheta anumită nu știu, familie sau atenție sau grijă sau whatever, da. oricum mai spune că se numesc aceste valori, în sine în spate... Înseamnă un set de comportamente pe care tu pui valoare. Adică da. tu spui, asta e bine, așa se face. Uh -huh. Organizația vine, pe de altă parte, cu o aspirație. Da? Și ei pun niște etichete, le spun valori aspiraționale. Dar în spatele acelor valori aspiraționale există tot un set de comportamente. Uh -huh. da? Să mergem, pe exemplu, cu Customer Centricity. Da? Poate fi un exemplu să. Pui întrebările potrivite pentru a înțelege nevoile clientului. Da. Okay. Bun. Pe tine mama te-a învățat să pui întrebări pentru că îți pasă de oameni. Mm -hmm. Și atunci, tu când pui întrebări la client, o faci pentru că te-a învățat mama să îți pese de oameni sau pentru că te-a învățat organizația să pui clientul în centrul acțiunilor tale? Who cares? E relevant. Mm. Important este că tu pui respectivele întrebări. Ăsta este common ground. Da. Adică poate că tu o faci pentru că așa ai fost crescut, să-ți pese. Uh -huh. Și organizația se bucură că o faci pentru că iau nevoie de customer-centric. Deci acestea sunt momente în care ne întâlnim, ca să zic așa. Exact. Uh -huh. Și spuneam că sunt și momente în care odată ce înțelegi ceea ce îți cere organizația, adică acel comportament necesar, nu se potrivește cu niciuna dintre valorile tale reale. Da? Adică, spre exemplu, să fii, nu știu, dur, incisiv pentru a recupera banii, s-ar putea să nu se potrivească cu nimic din spectrul tău de valori reale. Da? Și, în cele din urmă, asta poate să ducă inclusiv la părăsirea organizației. Da? Adică există niște conversații când se ajunge la zona asta de valori reale în echipele de leadership este posibil ca aceste conversații să ducă la părăsirea organizației din inimă textul cu care e însoțit genul ăsta de, de despărțire este în sfârșit înțeleg de ce mi se strânge stomacul când vin la birou Mm, okay. Adică am în sfârșit un nivel de înțelegere a motivului pentru care nu mă simțeam bine alături mm -hmm. de voi mm -hmm. Și acum înțeleg că de fapt comportamental voi credeți în tipare comportamentale Într-o modalitate de exprimare prin comportamente pe care eu cu valorile mele reale o consider nepotrivită Și atunci ne despărțim da? Mm. Dar în, în, în tehnică Sau ca metodologie Nu este vorba despre un exercițiu De convingere Ci este vorba despre un exercițiu De identificare a acelui common ground da? mm -hmm. Clarificăm mm -hmm. în ce constă De fapt comportamentul dezirabil Și îl potrivim În spectrul valorilor noastre mm -hmm. Autentice, reale Și asta funcționează Altfel Ajungi să spui Nu știu ce caut eu aici Oare asta am visat eu de la viața mea? N-am ce face cu timpul meu? Mai bun decât atât? Și textele da. pe care le tot auzim de obicei în organizațiile mari. E un fel de... Există una, două poate întrebări sau instrumente cu care tu sau... Hai să zicem tu. Mm. Lucrezi constant în, în, în zona asta de... de... Pentru că mie asta mi se, pare, mi se pare o treabă permanentă. Adică să vezi în ce măsură calea pe care mergem este o cale pe care vrem să mergem și dacă ajungem la rezultatele la care vrem și să chestionăm hmm. tot timpul poveste. Adică mi se pare că e un, e un efort, nu efort, e, un, e și asta un obicei. Foarte tare. Exact asta credem și noi. Adică, deși adesea suntem chemați pentru tipul ăla de intervenție, de transformare culturală, da. Noi explicăm că transformarea culturală durează foarte mult timp, pe de-o parte, și la momentul aparent al terminării mm -hmm. proiectului, ai noi circunstanțe în piață care exact. ar trebui să ducă la o nouă transformare culturală. Și atunci, practic, intervențiile noastre sunt mai degrabă menite să-i facă pe cei care conduc organizația capabili să mm -hmm. gestioneze această substanță numită cultură organizațională. Exact. exact. Da? Și, într-adevăr, există niște instrumente pe care le folosim. Spre exemplu, poți să privești acest set de obiceiuri în două straturi, cel puțin. Există un strat de obiceiuri care pot fi observate și măsurate în absolut orice organizație. Uh -huh. Modul în care ne zâmbim sau nu ne zâmbim uh -huh. e... Nu are legătură cu industria din care facem parte. Adică, e o trăsătură o culturală cu o pe care o poți noastră, găsi da. în orice organizație. E, acel strat de trăsături pe care le poți analiza în orice organizație se cheamă uh, un, un strat general. Da? Deci, Aha. este o trăsătură genotipică. Și chiar da. ăsta e termenul pe care îl folosim, vine din uh -huh. genetică. Da? Uh -huh. Adică, acea trăsătură specifică întregii specii. Da? În cazul nostru, specia fiind organizația uh -huh. de orice fel. Da? Aia e o cultură genotipică. Și aici uh, suntem probabil fani și consumăm instrumentele Human Synergistic. Okay. Da? Uh, în afară de layerul genotipic, de stratul acesta genotipic, însă, mai există o serie de comportamente care fac diferența și care țin doar de specificul industriei noastre. Da? Uh -huh. de localizarea geografică faptul că suntem în România iar chiar faptul că suntem în București sau în Iași sau Aha, în Cluj e ca da? la animale de mediu sau uh -huh. faptul că suntem în, în anul 2023 post-pandemic uh -huh. da? e nevoie să facem ceva specific nu se măsoară genotipic este al naibii de fenotipic adică e specific uh -huh. doar pentru firma noastră în țara noastră, în anul ăsta în orașul ăsta, în industria asta uh -huh. da? E, aici se rup proiectele adesea, proiectele generale de intervenție culturală, că se rămâne doar la nivelul genotipic, da, folosirea instrumentelor pe care le poți aplica în orice organizație, uh -huh. și nu se duc în zona asta specifică. Îi spunem noi fenotipică. Fenotipic înseamnă specific individului dintr-o specie, uh -huh. nu întregii specii. Uh -huh. da? Omul genotipic are două mâini, lungimea brațului. E o trăsătură fenotipică, nu poți să spui, depinde de la om la om. Da. da? da, da, da la fel da. și organizațiile au uh -huh. unele trăsături genotipice pe care merită să le măsori și să le îmbunătățești. Și aici poți să folosești instrumentele de care spuneam: uh -huh. Noi suntem fanii Human Synergistics, uh, sau uh, poți să te duci, adică și poți să te duci după aceea într-o zonă specifică doar uh -huh. pentru organizația respectivă. De aceea intervenția noastră obligatoriu trebuie să conțină leadership-ul organizației. Pentru că unul, consultantul, nu are timp să-și dea seama, oricât de mult timp ar petrece uh -huh. în organizație, nu poate să-și dea seama la fel de bine cum își dă seama cel care asta face zi de zi. Da, da. da. da? Doar că nu au ocazia de a purta această uh -huh. conversație pe niște comportamente foarte specifice. Și asta le-o dăm noi. Revin la ce vreau să întreb mai devreme, că mi-am uh -huh. clarificat întrebarea. Este vreun uh, fel de întrebare sau vreun fel de, uh, nu știu, ceva cu care un instrument, și când spun instrument mă refer la instrumente din categoria întrebărilor, yeah. cu care tu lucrezi ca să îți dai seama dacă organizația ta e sau nu pe calea cea bună? Nu știu. Adică, evident, cel mai apropiat instrument e modelul Stellar pe care îl, îl folosim. Adică, cel mai apropiat da, care îmi trece mie refer, prin mă cap. Mă refer la, la... chestii de astea mai de de zi cu zi, știi? Nu la instrumente de consultanță, ci la... Mm -hmm. Intri în clădire și, nu știu, te întrebi dacă îți place, dacă e liniște sau... Da. Adică genul de chestii la care ești atent ca să-ți dai seama, dincolo de măsurare și de proiecte de consultanță, mm. dacă organizația pe care o conduci e unde ar trebui să fie. Um, hai să zicem așa. Ceea ce îți poți da seama atunci când intri într-o organizație, adesea, clienții mă cheamă, spun, Adi, vină la noi să vezi că în 10 minute o să-ți dai seama ce cultură grozavă avem. Mm -hmm. Nu ți dai seama de o cultură. Îți dai seama de climat. Ok. Deci, ceea ce percepi atunci când zici că te uiți în organizație, uh -huh. în 10 minute, este o percepție. Da. Și adesea percepția generează și o emoție, adică fix definiția climatului. Aha. Uh -huh. Ok. Îți dai seama cam cum se simt oamenii. Uh -huh. Acum, nu-ți dai seama cum performează oamenii, pentru că pentru a-ți da seama cum performează oamenii, ar trebui să construiești acel binom, adică setul da, de obiceiuri da, repetate, da, frecvența da, lor și implicit măsurarea da. rezultatelor. Și asta este greu, adică îți trebuie mm -hmm. da, și da, niște da, instrumente da, și niște timp da, pentru da. a le aplica. Corelația dintre cele două, însă, este puternică. Hmm. Adică pentru mine este clar că climatul este mult mai sensibil, mult mai ușor degradabil. Adică în momentul în care percep o deteriorare de climat, eu nu pot rămâne indiferent. Mhm. <hântu -i> Pentru că cel mai probabil o deteriorare de climat înseamnă o deteriorare de percepție și o emoție mai degrabă negativă generată de acea percepție în loc de una pozitivă. Păi asta de unde vine? E, nu înseamnă aia, cu că cală, e un undeva un comportament? Uh -huh. da? uh -huh. Ceea ce înseamnă că poate exista o sursă culturală a acelei deteriorări uh -huh. pe care dacă nu identifici că nu-ți uh -huh. pasă, că ești prea ocupat, că n-ai timp, o să se vadă după aia și în rezultate, în performanță. Uh -huh dar în același timp aș face separarea asta foarte clară mm -hmm. între noțiuni, da? Climatul poate fi deteriorat și pentru că, nu știu, anul ăsta calculul financiar ne arată că bonusurile sunt mai mici decât speram. Da. da. asta mm -hmm. poate să ducă. Da, mi s asta, interesant asta, dacă da. să investighezi dacă simți că nu te simți ok într da. Sau da, dacă da. ne mutăm într-un birou nou, făcut cu designer mm -hmm. și cu uh -huh. uh, design scandinav, nu? cum avem noi aici, așa am înțeles că e design scandinav, uh, lumea s-ar putea să se simtă bine. Da? Înseamnă asta că face lucrurile necesare pentru performanță? Nu. Nu. E o premiză bună. Da. Dar nu e o garanție. Uh -huh. Și atunci, iarăși, tu ca lider nu poți să te bucuri ca ai un climat plăcut, zicând asta îmi va aduce performanță. Nu, climatul nu îți aduce performanță, nici neperformanță. Uh -huh. Cultura îți generează performanță sau lipsa ei dacă uh -huh. știi să te uiți la ea. Uh -huh. Climatul e doar un indicator, dar nu foarte, suficient. Foarte importantă distinția. Uh -huh. da. Adi? Mulțumesc foarte mult! Am și eu o grămadă de lucruri la care să mă gândesc, deși n-am uh, organizație. Dar, atât timp cât lucrăm cu oameni, cred că sunt întrebări importante, că de câte ori sunt niște oameni la un loc, e o cultură. și. Eu mă bucur că subiectul devine din ce în ce mai popular. Da? Adică, um, unul dintre inamicii noștri cei mai mari este această Tăcere. aură de cumva hașereală, da, atașat da. cuvântului cultură. Da? Da, și noi da, vrem da. să spulberăm această aură, pentru că e al naibii de tehnică intervenția și de măsurabilă și de, uh -huh. cum spuneam mai devreme, hard. Adică da. nu, e, nu e deloc soft skills în, în schimbările culturale ale uh -huh. organizației. Și îmi place că subiectul este adus în atenția liderilor și cumva e înțeles din ce în ce mai bine. So, thank you. Și eu. Acest podcast va fost prezentat de Arobs, cea mai mare companie de tehnologie listată la bursă. Arobs este o companie românească fondată acum 25 de ani la Cluj, cu birouri în 8 țări și parteneri și clienți în Europa, America și Asia. Arobs crede într-o cultură a implicării, a evoluției continue și a parteneriatului pe termen lung. Este una dintre puținele companii românești care oferă fiecărui angajat acțiuni gratuite în pachetul obișnuit de beneficii. Dacă v-a plăcut acest episod, sper să-l dați mai departe către trei oameni care s-ar putea bucura de el. Puteți găsi pe andrearosca.ro o transcriere a conversației împreună cu referințe despre oamenii și ideile despre care am vorbit. Vast and Curious este produs de mine, Andreea Roșca. Horia Baldea este producătorul nostru audio. Cristina Armaș se ocupă de editarea textelor. Albert Vrăbiuță coordonează prezența în social media și YouTube. Teodora Jors coordonează identitatea vizuală. Iar Ana Maria Dicianu este producătorul nostru pentru evenimentele live. Până data viitoare, rămâneți curioși.